superstiții, în așa fel încât în seara aceasta Steaua, care atacă de la dreapta spre stânga în prima repriză, avându-l acum pe Panduru în fața porții adverse. Deci Steaua, care atacă de la dreapta la stânga, poartă culorile tradiționale ale clubului. Filipescu, Adrian Ilie, a încercat un 1-2 cu Filipescu. Anton Doboș, numărul 4. Daniel Prodan, numărul 6, contraatac Cvitanović. Cea mai mare ratare de până acum, contraatacul Ilie Dumitrescu, capitanul echipei, și Panduru. Vârfurile de atac sunt Vlădoiu și Adrian Ilie. A tras Ilie Stan. Tot cu Steaua. În 1967, în Cupa Europeană a târgurilor, și iată-l pe Cvitanović profitând de o greșeală a lui Cic și ratând a doua imensă ocazie a echipei sale. Putea fi 2-0 pentru Croația Zagreb. Încă o dată se desprinde formidabil și marchează Cvitanović. Un vârf de atac cu o viteză de start impresionantă. A plecat cu câțiva metri în urma adversarului direct. Nu era offside în niciun caz. În momentul în care a plecat pasa, Cvitanović nu se afla în offside și reușește să deschidă scorul pentru echipa sa. Să recunoaștem cu obiectivitate și cu, desigur, tristețe. În 1986, finalistă în 89, semifinalistă în 88. Câștigătoarea Supercupei Europei în 87, finalista Cupei Intercontinentale în 86. 1-1, Basarab Panduru. Croat cu numărul 6, Istvanić, capitanul echipei. În fiecare formație se află cu un blond. Ilie Dumitrescu a apărat Ladici de la Arena Progresul din capitală. A spus că vine la meci, deși el este suporterul echipei Hajduk Split, nu al Croației Zagreb. Iată-l acum pe Vlaović marcând. Iertați-mă, Jeličić este autorul golului, decarul oaspeților, o combinație foarte simplă la capătul căreia oaspeții iau din nou conducerea. O revedeți. Vlaović a pasat lui Jeličić, care trimite mingea lovită cu latul în colțul lung al porții apărate de stângaciul. Lovitură liberă pentru Steaua. Vlădoiu execută scurt. Ilie Dumitrescu reprimește Vlădoiu. Vlădoiu. O intervenție de ultimul moment a portarului Ladici. Partida s-a terminat. Croația Zagreb învinge pe Steaua cu 2-1. Orice alt comentariu este deprisos. Vă doresc vizionare plăcută la filmul care urmează. Carul de reportaj numărul 5 cedează legătura în studio după prezentarea acestui.